Doamne și domnule, bună seara! Bine vă regăsesc la o nouă ediție specială Talk B1. Vă invit ca în următoarele două ore să fiți alături de noi, deoarece v-am pregătit o dezbatere foarte interesantă, comentarii incisive, dar și dezvăluiri importante. Eu sunt Dan Gabor, iar alături de mine se află, ca de obicei, domnul Marius Bostan, om de afaceri, inițiator Repatriot. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Dar și domnul Bobby Păunescu, regizor președinte Armis. Înainte de a trece la dezbatere, avem ceva special pregătit pentru dumneavoastră. Să urmărim! Păpușarul a hotărât. Tu acolo, el aici, lăsați liberi hoții mari, arestați hoții cei mici. Puneți șefi oameni pătați, șantajabili mai ales. Fac ce vrem, când vrem, și putem să-i schimbăm des. Fiți atenți la procurori. Căutați veleitari, caractere de nimic, oameni mici ce se vor mari. N-am nevoie de deștepți, mediocri cât mai mulți. Proștii care îi promovăm sunt mai buni decât cei culți. Ei nu întreabă. Mă gândesc, fac ce vrem și e de ajuns. N-are sens să-i bănuim că ar avea vreun gând ascuns. Cei mai buni sunt cei lipsiți de cultură și talent. Gura Liviu cu tupeu să meargă în Parlament. Cumpărați că nu sunt scumpi câțiva ziariști de top care spun că e senin când afară e potop. În guvern, incompetenți, e de ajuns să fie trei, dar bătuți în cap de tot, să putem conta pe ei. Secretar de stat mai mulți, pe ăștia am să aleg chiar eu. Mă pricep la proști cu ștaif mai bine ca Dumnezeu. Șeful statului, lăsați să-l aleagă cum or vrea cei pe care tot mințim cu o bere și o acadea. Și când s-or fi așezat lucrurile cum le vrem, ștergem tot ce a fost mai bun și începem să guvernăm. Hai! Da.
Domnule Bobi Popescu, de ce ați dorit să începem emisiunea cu acest moment special, un monolog cu tremurător, cum ar spune unii? Nu e la întâmplare, deși în sensul că nu vorbim de capodopera maestrului Tudor Gheorghe, pe care îl stimăm și pe care o națiune întreagă îl stimează și îl urmează și îl ascultă și... Noi am început de mai multe ori doar cu monologul. Lucrurile s-au mai schimbat. Și tot e bine când se mai și schimbă, că rolul unei astfel de deschideri motivaționale, ca să spunem așa, în sensul de a schimba lucrurile, tocmai pentru a schimba lucrurile, da? După cum vine și... lucrurile au început să se schimbe cât de cât. Adică cineva să și asculte, nu doar să audă. A început să se schimbe. Chiar dacă, până la urmă, de-am și lăsat melodia să înceapă. Că melodia are o perioadă tristă, da? Ne gândim la o furtună, ne gândim la așa, și după care începe, s-a gădat, pas militar, lucrurile încep să meargă, să așeze. Da. Mai sunt trei în guvern. E adevărat, aia a mai rămas. În justiție lucrurile au început să se schimbe. O să vedem mai târziu că hotărârea luată de prima instanță, Curtea Supremă, a fost recunoscută de CEDO. Să ne spună cineva, am aflat și noi, ne-am uitat la treburile astea. Am văzut că la când păpușarul, nu știu cine o fi el, dar... Asta vreau să vedem. Cine e păpușarul? Cine sunt proștii cu ștaif? Imediat. Și o să vedem și părerea domnului Marius. Nu, mă scuzați, nu eram obișnuit cu domnul general Bărăcean, care o să vină și de-n sus pe rând în emisiunea Sfinte. Se pare că există și niște... Curtea Supremă a dat drumul la niște... dat voie să se... să fie... să înceapă niște procese. Păi nu este normal așa? Păi tocmai asta vreau să spun. Și acum nu vreau să spun că e vinovat sau nu e vinovat. Justiția va dovedi dacă e vinovat sau nu e vinovat. Nu e vinovat. Vorbesc de domnul fost președinte Ion Ingescu. Eu cred că e bine și pentru dânsul să-și spună lucrurile și poate e nevinovat. Poate alții au dat ordinul la mineriada. Da? Este un mare câștig pentru civilizație și pentru Ion Iliescu, pentru președintele Ion Iliescu. Eu zic că este un mare câștig pentru că acum toată lumea îl urăște, o țară întreagă îl urăște. Da? Nu e vorba, e vorba de dreptate până la urmă, nu e vorba de a urâ pe cineva. Nu, asta spun, că noi nu facem asta, deci este de asta momentul bună, în care... e bună exact, democrația exact, și bună exact, justiția exact, până la urmă. Exact, dom'le, ai momentul în care poți să spui lucrurile cum au fost și poate îl găsesc nevinovat. Și atunci da. Găsim vinovatul, vedem ce s-a întâmplat cu tare. Deci păpușarul, să știți că de multe ori zice, dom'le, că e acolo, că e acolo, că e acolo, că e acolo. Sigur că sunt influențe, dar nu se pot face fără oamenii de aici. Precum nici Dumnezeu nu poate lucra, nu lucrează cât prin oameni și răul da, lucrează tot prin oameni. Și oamenii de aici. Acum, ce părere aveți noastră? Deci eu cred că România are o șansă și dacă ea nu fructifică această șansă și iar apar dispute, iar apar discuții și conflicte, măcar 100-200 de zile ar trebui să fie o emulație în fața emulației. Hai să schimbăm cuvântul. Atunci, nu știu, o sinergie între toate forțele din România și meandrele concretului, să fie toată lumea să fie umăr la umăr pentru România, pentru că sunt vremuri, urmează vremuri grele și probabil o să abordăm în partea a doua emisiune și tensiunile geopolitice și geostrategice. România trebuie să fie pregătită pentru asta. Avem nevoie de o țară puternică, dezvoltată, din care noi trebuie să muncim, să tragem, să rămânem deasupra, să urcăm. Dacă noi nu vom face aceste lucruri, bine, ne bazăm și pe aliați și pe prieteni, dar nu este suficient. Este nevoie de noi, de credința noastră în România, de munca noastră, de antreprenori, de toată partea de inteligenție, de intelectualitate, de educație, de academie, de cercetare, de toate forțele bune din societate, din oamenii care muncesc zi de zi și fac ceva pentru țara lor. Și nu de proști cu ștaif. Exact. Dar la nivel central și la nivel de management administrativ, o politică al țării, trebuie să fie măcar o perioadă de, să spun așa, de concentrare pe obiectivele strategice. S-au stabilit prin programul de guvernare. Atât. Avem un plan național de
PNRR, avem un cadru strategic cu Uniunea care Europeană. De altfel s-a și avem un buget, s-a care, și prima sumă. Un buget la care există discuții, dar mai poate fi rectificat. Deci avem un plan de guvernare. Deci nu putem spune că în acest moment nu avem o direcție sau că nu există o strategie. Aceste documente dau o viziune strategică și chiar un plan de acțiune pot spune pentru România, dar e nevoie și de coalizare pentru îndeplinirea lui, bineînțeles, cu respectarea democrației. Avem și putere, avem și opoziție. Absolut. Avem nevoie de opoziție puternică. Avem nevoie coerența de guvernamentală. Check and balance, cum spun prietenii noștri. De păcate, avem însă și tensiuni chiar apropo interiorul de chestiunea asta, coaliției. Trebuie să facem un disclaimer acum, ca să nu, că da, totuși să nu e o problemă de cameră. Să știți, s-a organizat o excursie peste Hotare. Eu n-am mai prins bilete. Domnul Bosan a prins și de aia mai alb. Eu am prins bilete la munte. La munte și m-a prins soarele pe munte, e mai puternic. Dar de asta sunt puțin mai bronzat. Dacă prindeam și o biletă, mergeam cu dânsul la la Washington. La Washington. O să discutăm și de treaba asta, că este o mare, mare am citit în presă, am văzut și la știri la noi, am dat pe larg chestiunea asta și este o mare realizare pe lângă evenimentele pe care le-ați avut cu toată chestiunea asta și ceea ce a făcut serii. Întâlnirile pe care le-a avut la un nivel foarte înalt și arată că într-adevăr la nivel de la nivelul care ne interesează ca țară, structurile care lucrează tocmai pentru a avea o țară sigură, un loc sigur, ele lucrează între ele. Sunt deci din străinătate, din România. Deci există cum spune și un clip făcut de dânsii pe care l-au pus la treaba asta. E o sinfonie în care toți trebuie să lucreze ca într-o orchestră. Și dacă nu asta există această sinergie de care povesteam sinfonie, mai aici, sinfonie, sinfonie e și ați văzut chiar și știți că noi avem orchestra de dinainte. Asta, cuarta, da. Din păcate am mai găsit niște primii pe treaba asta. Maestru Tudor Gheorghe cu o orchestră puternică în spate, da, și cu un dirijor bun, la fel cum la Opera Română avem dirijori foarte buni. Da. Toate aceste lucruri e la Opera Română, care ar putea să... Deci trebuie să funcționeze țara exact după cum a spus. Să aibă un dirijor, precum e important, are nu neapărat dirijor, acest. Trebuie să fie un concert maestru, poate fi un dirijor, dar trebuie să fie un dirijor violonistul care trebuie, care n-ai sunt mai multe roluri, care trebuie, sunt mai multe roluri. Se simte, e ca un fel de mâncare, da? Pe care, în care usturoiul sau sarea sau piperul sau eu știu iese la iveală, adică acoperă toate celelalte gusturi. Nu e bine, asta înseamnă, asta nu merge spre dictatură, sigur că vorbim de dictatură luminată și mai departe, dar nu intrăm aici. Toate trebuie să funcționeze ca să fie, să ai un fel de mâncare bun. Așa și într-o orchestră, toate trebuie să funcționeze. Așa și într-o țară, totul trebuie să funcționeze. Și economia, presa economia, e o putere, putere clar, formidabilă. Noi am vorbit de exemplu de justiție, că e important să avem un stat de drept, să avem democrație, parlamentul, check and balance, putere și opoziție, dar e importantă și presa. Presa este câinele de pas al democrației. Nu, și presa, e presa. Nu, să avem și o presă liberă și profesionistă. Și în același timp este o putere în stat. Ea ajută ca statul să funcționeze. Ce înseamnă o democrație puternică, un stat puternic? Înseamnă o Românie mai prosperă pentru toți românii. Că până la urmă ăsta e scopul, să beneficieze toți românii. Absolut. Nu despre asta discutăm și asta ne mână în luptă cumva pe noi toți. Binele nostru, al familiilor noastre, al comunităților din care facem parte și la nivel general al țării din care facem parte. Și bineînțeles al prietenilor noștri internaționali. Absolut. Cu care avem proiecte comune. Cu care ne aflăm în situații mai bune astăzi sau mai puțin bune. Dar cu siguranță rolul nostru e de a ne îndrepta. Poate greșim noi, poate greșesc dânsii. Ideea este, de asta există diplomație, de asta există ministerii de externe, de asta există ambasade, tocmai pentru a... Noi trebuie să fim de ajuns de înțelepți încât să știm ce avem și avem o țară foarte bogată. Să zic că nu era o glumă aia cu munții noștri aur poartă, da? Chiar poartă. Și este o țară foarte bogată, da? Din păcate, în așa 30 de ani a fost prost condusă, dar vedem că după un timp, că deja și hotărârile de la CEO, o să vedem mai imediat în emisiune, atât hotărârea de la CEO pe care o să o discutăm are două valențe. Nu vreau să... Personajul, sigur, sunt alte persoane care pot să judece pe chestiunea asta, noi l-am prezentat, nu vreau să fie pară că e un război sau o chestiune, nu e treaba noastră cu chestia asta. Ideea este că, pe de parte,
ce a spus instanța din România, ambele instanțe din România și Curtea Supremă, a fost recunoscut de CEDO. Și pe de altă parte, era vorba de niște jurnaliști care și-au făcut meseria și erau ei dați în judecată. Deci, practic, dintr-o dată vedem că și jurnaliștii sunt, încep să fie, cum să spun eu, protejați. Sigur că mai sunt cumpărați, cum spunea tot foarte bine Tudor Gheorghe. Aș vrea să profit totuși de moment. Sunt, din câte știu, sunt și 31 de ani de la fondarea Curierului Național. Pe 3 decembrie a fost scos, 1990 a fost scos primul număr. E un eveniment bun, un eveniment de sărbătoare. În același timp, o veste tristă în lumea jurnalistică astăzi, a plecat la domnul Paul Lăzărescu, un jurnalist, cred că singurul jurnalist care mai aveam pe lângă noi din anii 45, participant la prima manifestație antibolșevică, antisovietică și cumva anticomunistă din 1945-8 noiembrie, a fost redactor la Dreptatea în acea perioadă și apoi directorul ziarului Dreptatea după 89 și al ziarului Cotidianu, lingvist și jurnalist reputat, săracul pentru această, pentru faptul că a fost un om bun, a stat și în închisoare în timpul lui Stalin, vreo 7-8 ani în închisoare, o personalitate deosebită. Absolut. Și o să avem curând, o să rugăm regia să sune, probabil că sunt în contact cu câțiva jurnaliști care și-au început cariera la Curierul Național, da, unde primul director a fost Horia Alexandrescu, da, mare jurnalist. A început colaborarea ulterioară, a sosit unchiul meu, Valentin Păunescu. Îmi cer scuze că trebuie să spun, dar mulți îl consideră mare și o să auzim opinia celor care și-au început activitatea jurnalistică, oameni de presă adevărați, câteva idei și câteva profesori academicieni și așa mai departe, care au lucrat în treaba asta, foarte pe scurt pe treaba, dar să mergem mai departe cu... Da, vă propun să mergem la subiectul de actualitate, Omicron, tulpina Omicron. Sigur, să asta, vedem ce se mai întâmplă în România. Vorbim de, suntem încă în stare de alertă și e important să ținem în permanență și să discutăm și de treaba asta și se întâmplă și în lume, o să discutăm. Da, iată. După ce Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost detectată în cel puțin 38 de țări, niciun deces nefiind asociat deocamdată infecției cu acesta, au fost confirmate în România și primele două cazuri de infectare cu această nouă tulpină, după cum a anunțat Ministerul Sănătății. Astfel că premierul Nicolae Ciucă a avut astăzi o întâlnire de lucru cu ministrul Sănătății Alexandru Rafila, șeful DSU Raed Arafat și directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol. Să urmărim. Potrivit ultimului studiu, mutația Omicron cuprinde în componența sa un fragment de material genetic de la un alt virus, care cel mai probabil este întâlnit și în cazul răcelilor comune. Noua secvență genetică nu s-ar găsi în niciuna din versiunile anterioare ale coronavirusului, mai dezvăluie cercetătorii. Totodată, Omicron pare a fi mult mai prietenos cu organismul uman, ceea ce ar determina o mai bună rezistență a sistemului imunitar în fața infecției cu noua tulpină. Însă gradul de transmitere este foarte mare, în timp ce simptomele sunt ușoare. Să nu uităm că în jurul nostru, în acest moment, marea majoritate a cazurilor sunt cu varianta Delta. Delta rămâne în continuare o amenințare câtă vreme sau până în momentul în care varianta Omicron va reuși să facă ceea ce se numește înlocuirea acesteia, tocmai datorită unei capacități de contagiere mai mare. În schimb, specialiștii se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri după sărbătorile de iarnă, la aproximativ 14 zile distanță. Potrivit altor studii, virusul SARS-CoV-2, precum și cel al răcelii, pot fi găzduiți în celulele din plămâni și în sistemul gastrointestinal simultan. Astfel, mutația ar fi putut să apară pentru prima dată la o persoană care ar avea ambii agenți patogeni, generând un proces de recombinare virală. Pentru a evita o infectare cu oricare dintre variantele coronavirusului, specialiștii fac în continuare apel la vaccinare și respectarea măsurilor sanitare. Însă, înaintea eventualului val Omicron, sistemul medical din România se bucură de o perioadă de acalmie. Numărul de infectări a scăzut semnificativ în ultimele zile, semn că valul 4 este la final. 916 noi cazuri de COVID și 78 de decese au fost confirmate în ultimele 24 de ore. Medicii avertizează că valul 5 ne va lovi în aproximativ o lună și că trebuie să luăm măsuri din timp. Este evident că ne aflăm pe un trend descendent al numărului de
pacienți spitalizați și a numărului de pacienți care au nevoie de terapie intensivă. Ceea ce se spune că reprezintă un element îmbucurător. Însă trebuie să privim în continuare cu responsabilitate, pentru că urmează perioada sărbătorilor, oamenii vor socializa mai intens. Rata de vaccinare, după cum vedeți, a scăzut semnificativ în ultima perioadă și așteptăm și anticipăm ca la jumătatea lunii ianuarie, început de februarie, să înregistrăm din nou o creștere a numărului de cazuri, din păcate. Sfârșitul valului 4 este evidențiat de rata extrem de scăzută de infectare. În acest moment, doar două județe mai sunt în scenariul galben, iar toate celelalte au trecut pe verde. Restricțiile au rămas însă neschimbate până acum. Medicii spun că valul 5 ar putea izbucni la mijlocul lunii ianuarie și va fi predominant cu tulpina sud-africană Omicron. Depinde de cât de repede se va răspândi, pentru că e nevoie de o perioadă de 3-4 săptămâni ca o variantă intens transmisibilă să devină și dominantă într-un anumit spațiu. Dacă ne uităm ce se întâmplă în Africa de Sud, la începutul lunii noiembrie avea undeva la 300 de cazuri confirmate, iar zilele trecute a depășiseră 16.000 de cazuri. Dacă și în Europa transmiterea se va realiza în acest mod accelerat, probabil că valul 5 va fi un val predominant produs de această variantă Omicron. Medicul Radu Țincu susține testarea PCR a celor veniți din străinătate. Cei care sosesc în România trebuie să fie testați pentru a pune în evidență prezența virusului și evident trebuie să fie izolați dacă provin din zonele de focar, cu atât mai mult. Această măsură a reprezentat însă deja un motiv de conflict între Raed Arafat și Alexandru Rafila. Ministrul Sănătății a susținut că o astfel de decizie nu poate fi pusă în practică. Arafat s-a spălat imediat pe mâini și a spus că propunerea nu venea de fapt de la el, ci de la INSP. Da, a revenit în direct. Avem, va să zic, un final de val 4, doar că urmează valul 5, după cum vedeți. Cază da, să nu fim atât de negativiști. Sigur că ea nu poate fi evitată, însă trebuie să privim toate lucrurile astea cu optimism, în sensul, în care să sperăm că lucrurile se vor... Ce vă da acest optimism de astăzi, spre exemplu? Faptul că din ce în ce, cum să spun eu, virusul, până acum, cel puțin ce am văzut și ce citim, ce ne uităm în sănătate și ce vedem, nu are un efect atât de grav. La Omicron vă referiți, da, la această nouă tulpină. Da. Și foarte multă lume se vaccinează. Sigur, vaccinul nu e, îți dă acoperire 100%, dar important e că se pare că nu sunt alte efecte și că nu vin marțienii și că nu stai în legătură cu cel de la nu știu unde, din Silicon Valley sau de nu știu ce și nu pe treaba asta. Să sperăm că lucrurile vor continua în felul ăsta, că în felul ăsta lumea va merge la vaccinare, așa cum vedem, sunt din ce în ce mai mulți oameni care fac treaba asta. Cei care vin din străinătate, România a trecut din nou la testul PCR, deci ajunge un test PCR pentru a intra în România, ceea ce și, foarte și în Anglia, la fel, Anglia a impus deja testare obligatorie la intrarea în Anglia, oricine vaccinat, nevaccinat, trebuie să prezinți și un test PCR sau probabil și un test rapid. La fel absolut. Și în Statele Unite, la intrare, deși vaccinat, ar trebui să prezint un test suplimentar. Pentru cei care nu au fost, ce să fac? Da, și ceea ce e important și parte poate pozitivă, observăm că guvernul de urgență s-a întrunit astăzi. Asta e important, e duminică. Da, nu... De mult n-am mai auzit. Nu există duminică pentru astfel de situații. Da, da. Deci, nu există weekend. Nu există, dar există pentru dânsii. Adică acest guvern a reluat o practică veche prin care, dom'le, când e o urgență, e o urgență, nu există weekend. Exact, când faci ceva pentru oameni, nu mai este vorba de a fi sărbătoare sau de a fi zi liberă. Dacă faci ceva pentru oameni și lucrezi pentru viața oamenilor și mai ales când ești într-o situație de a fi la comandă, deci nu există zile libere. Și asta e extrem de important și ar fi bine ca toți funcționarii și înalții funcționari să înțeleagă aceste lucruri, pentru că asta își dorește în general atât mediul de afaceri cât și cetățeanul român. Un guvern gata să servească poporul, pentru asta este un guvern, asta e misiunea lui. Și semnul este foarte bun, atât premierul cât și ceilalți demnitari s-au întâlnit astăzi să rezolve o problemă, pentru că virusul nu așteaptă. Deci variantele astea de virus nu așteaptă și e important și ăsta e un semn pozitiv și sper și sunt convins că va fi un semn bun pentru toți
funcționare, pentru că să știți că mulți dintre ei în această perioadă grea au muncit zi și noapte în multe poziții și posturi cheie și este important și poate n-a fost îndeosebi, ei nu au așteptat recompense sau nu au așteptat laude. Poate ar fi bine din când în când să ne aducem aminte de toți acești, să spun, eroi nevăzuți care sunt în diverse poziții cheie, care trebuie să răspundă la comandă. Sigur, absolut. În zonele de urgență, de exemplu. Absolut, de, absolut. Acum v-aș ruga, pentru, avem 5 minute până la publicitate și tocmai pentru a discutăm de Curierul Național, care e o instituție, Curierul Național, în ce sens? În sensul în care a adus suflu nou. De fapt, a readus perioada interbelică, să zicem așa, jurnalismul de calitate, jurnalismul făcut. Și o să avem, avem câteva personalități. S-au împlinit 31 de ani. Da, de când a fost primul număr. Din păcate, Horia Alexandrescu nu este, mai este aici cu noi ca să poată regretatul Horia Alexandrescu și avem șansa să avem pe academicianul Valeriu Răpeanu pe telefon. Îi spunem bună seara și rugăm să ne spună câteva cuvinte de Curierul Național, dacă se poate. Bună seara! Nu știu, auziți? Vă auzim, vă auzim foarte bine. Vă auzim foarte bine. Da. Bună seara dumneavoastră, celor prezenți în studio și celor care ne ascultă. O precizare vreau să fac. Nu sunt academician, sunt numai profesor universitar, dar asta este altceva. Pentru noi este... Celor care au conceput și au asigurat profilul, cum spuneați domnule Păunescu, profilul acestui ziar, care continuă o tradiție, sau cea mai importantă tradiție a presei românești interbelice, ziarul independent. Cum a fost Curentul, cum a fost Universul, cum a fost Timpul, cum a fost Cuvântul, etc. În această situație apare Curierul Național într-o situație foarte frământată în istoria presei românești. A fost atunci o adevărată explozie a publicațiilor de la Cotidian, la Săptămânal, etc. De la început, domnul Valentin Păunescu, pe care trebuie să-l omagiem aici, și domnul Horia Alexandrescu, vă rog, ziarului Curierul Național, o atitudine independentă. Ne amintim cu toți, indiferent de vârsta pe care am avut-o, frământările care erau atunci și faptul că fiecare se ducea când într-o parte, când într-alta, când se rosteau în sfârșit tot felul de adevăruri în ghilimele, când trebuia să fii numai de o parte, existai sau nu existai. Domnul Valentin Păunescu, cu echipa care a fost de la bun început aici, a imprimat o atitudine independentă, obiectivă, având în centrul gravitațional al ziarului cititorul. E destul să citim culegerea pe care am făcut-o din articolele dânsului, practic completă, provenind înapoi cu de luciditate a editorialelor pe care le-a scris în Curierul Național, să vedeți că dânsul a repetat: noi servim cititorul. Într-o perioadă... Și care a făcut-o? Nu era doar o reclamă. Era chemat într-o parte sau alta, într-o perioadă când cititorul cunoștea bucuriile, libertății, etc., dar și necazurile perioadei numită de tranziție. Domnul Păunescu n-a fost a imprimat ziarului o linie de conduită care excludea. Absolut. Șantajul, să zic, care excludea orice era murdar din punct de vedere moral, care excludea atacul la persoană, atacul care și așeza în centru domn profesor, societății românești de atunci, care mergea pe un drum care nu cunoștea
numai bucurie, așa cum am spus, ci și necazuri, care nu cunoștea numai linie dreaptă, ci și linie zigzag, etc. Domnul profesor, îmi cer scuze că vă întrerup. Un profesor de intelectual a venit încă de la puță alături de Curierul Național. Nu știu dacă m-au n-aș putea să evoc pe toți, sunt foarte mulți. Dar n-au pot să spun câteva nume. Vă mulțumim mult, domnul profesor. Domnul profesor, îmi cer scuze că trebuie să vă întrerup. Intrăm în publicitate, după care o să avem șansa să avem pe domnul Adrian Vasilescu, consilier al BNR astăzi, care face parte tot din... Și mulțumim mult domnului profesor Răpeanu pentru cuvintele deosebite la adresa începutului Curierul Național și, să spunem așa, ce a încercat și ce a introdus în mare parte în presa românească, atât domnul Horia Alexandrescu, cât și unchiul meu Valentin Păunescu, recunoscuți ca seniori ai presei românești, fără semne de întrebare. Intrăm în publicitate, după care o să avem șansa să-l avem pe domnul consilier al domnului Mugurii Sărescu, pe domnul Adrian Vasilescu, care este, de când mă știu, îl vedeam acolo de 30 de ani, îl vedeam în clădire și care o să salutăm. Publicitate și revenim doar câteva minute. Nu plecați! Unul de ani de la lansarea Curierului Național, un cotidian de prestigiu care a adus alături o mulțime de jurnaliști importanți, da, inclusiv și, în ziua de azi. Da, și tocmai ideea că noi servim cititorul. E ca și cum ar trebui politicienii servească cetățeanul. Da. Nu e nimic nou, nu e nimic special, nu e nimic, e ceva normal. Dar devine anormal sau devine o chestiune specială și deosebită într-o mare de asta de neclaritate și de... Dar încet încet lucrurile se schimbă, își revin la... Sau, da, și o să discutăm mai imediat după cu jurnaliștii din străinătate despre niște decizii în care avem de-a face cu justiția, cu deciziile justiției care au fost recunoscute de Curtea Supremă, de Curtea Europeană, și în care, de care se face referire la jurnaliști și la jurnalism independent și de anchetă. Da? L-avem pe domnul... Da, alături de noi în această seară este domnul Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale. Bună seara! Bună seara! Bună seara și vă mulțumim mult de tot! Bobi Păunescu sunt și vă mulțumesc mult de tot pentru intervenție. Bună și... Bună seara! Având în vedere că eu vă rețin când eram mai mic pe holurile de la Curierul Național, având în vedere că se împlinesc 31 de ani, dacă două cuvinte, dacă puteți să ne spuneți de experiența de la început cu Valentin și Horia, ar fi de mare ajutor și sprijin și onoare. Pentru că este un moment aniversar, aș vrea să subliniez câteva puncte care formează coloana vertebrală a acestei ființe care este Curierul Național. Cum a fost începutul? În primul rând era climatul. Era un timp în care oamenii veneau la chioșcuri și încercau să numere. Dă-mi asta, dă-mi asta, dă-mi asta. Se vindea presa, se căzuta presa, se citea presa. A fost întâi o investiție intelectuală. Mi-l amintesc pe Adrian Sârbu, care se zbătea să dea un nume ziarului, să facă lobby la guvern. A plecat de acolo Adrian Sârbu și a făcut Curier, a făcut ProTV-ul. A venit investiția financiară inevitabilă și care a dat viață ziarului. Un grup de oameni de afaceri împreună cu tatăl lui coordonați, aș putea spune, de tatăl lui Bobi Păunescu. Pe urmă erau directorii. Horia Alexandrescu a fost primul director, Valentin Păunescu a fost director până în clipa în care, până în ultima clipa vieții. Pe urmă aș spune ceva despre sufletul acestei echipe, care a fost Dan Dumitrescu. Îmi amintesc ce entuziasm era Victor Ciobanu, cunoscutul pictor, a desenat titluri și ani, luni de zile, până când Curierul Național a apărut, Dan Dumitrescu umbla în servete cu titlul ziarului și vorbea despre ce va fi, cum va fi și unde o să ajunge. Și în sfârșit echipa. Echipa era formată din jurnaliști de la Scânteia, Scânteia Tineretului, Ager Press, Placăra, o echipă de oameni hârșiți în presă, lângă care au venit foarte mulți tineri.
nu pot să amintesc pe toți pentru că sunt mulți. L-aș aminti numai pe Ralu Filip, pentru că el ce simbolizează, în primul rând că nu mai este printre noi, aplicat în 2007, și în al doilea rând pentru că el simbolizează ceva. Drumul de la Curierul Național către locuri importante din această societate. Ralu Filip a plecat de la Curierul Național la CNA și a dat viață CNA-ului. Pe urmă au fost mulți în care au plecat, au făcut emisiuni, au făcut ziare. Televiziune, Eugen Ovidiu Chirovici. Nu mai vorbesc de Chirovici care... A fost șeful B1, șeful B1 la început. A plecat la Curierul și împreună am făcut această televiziune. Așa că echipa asta s-a format, a făcut un ziar bun, ziarul a apărut, era citit, dar așa sunt vremurile. A venit peste noi digitalizarea, a venit o revoluție care a schimbat lucrurile și acum online-ul este mare și tare, presa scrisă tot pe online trăiește. Domnule Vasilescu, vreau să vă întreb ceva. La Curierul Național ați inițiat o rubrică numită Cursa Leu-Dolar. Vă mai amintiți cât era inflația în acele momente, în 93, de exemplu? În 93? Păi rubrica asta a apărut în 90. Așa. Inflația în 93 ajunsese la vârful de 300%. A fost cel mai mare vârf inflaționist din istoria de 31 de ani a României. Dar Curierul Național a apărut în 5 decembrie 2000. În 1990. Important era că atunci învățam toți economie, vreau să știm cât mai multe. Economia era foarte citită și ziarul Curierul Național a fost unul dintre puținele ziare care a dat tonul presiei economice. Rubrica asta, Cursa Leu-Dolar, apărea zilnic, a apărut în momentul în care s-a înființat piața valutară în România la 18 februarie 1991 și ani de zile am dus această rubrică în Cursa Leu-Dolar, urmărind de la primele schimburi valutare, când rezerva de la Banca Națională era de câteva sute de dolari, pentru că Banca Națională a primit rezerva abia după ce a apărut legea Băncii Naționale în 1991. Iar astăzi ce ne puteți spune despre inflație? Acum, sigur, înainte de asta aș vrea să vă spun că spiritul Curierul Național și anume acela de a servi cetățeanul, să știți că el continuă în această televiziune. Și dacă îmi permiteți, sigur, sunteți un senior în economie și un recunoscut, mega recunoscut, maestru al economiei, să spunem așa, și al analizei economice. Când am dat drumul la această televiziune, se împlinesc 20 de ani de B1 TV, din decembrie acum, m-am întâlnit cu unchiul meu, m-am întâlnit cu unchiul meu, cu Valentin Păunescu, la ieșirea din lift, și liftul de la parter, da, nu cele două, cel din dreapta, da? Și văzuse deschiderea și zice, băi, și m-a oprit din drum și zice, băi, ia vino cu a, că era... Toți, fratele cel mai mare, da? Unchiul meu, cel mai... Zice, băi, sunt mândru de tine. Și de asta am permis să vă spun că spiritul ziarului Curierul Național continuă și astăzi, prin B1 TV. Atâta. Și vă mulțumesc, vă mulțumim enorm de mult. Urmăresc cu interes postul și acum să răspund pe scurt la întrebare. România trăiește un al șaselea ciclu inflaționist din 1990 până acum. Este un ciclu inflaționist care nu are cauze interne, are doar un efect produs de un haos intern care a intervenit în liberalizarea pieței gazelor și pieței electricității. Acest efect se cunoaște, trăim acum. Dar criza asta a venit de afară, este o criză planetară, o inflație care lovește toate țările. Uniunea Europeană, de pildă, cunoaște cea mai mare inflație din existența ei. Nu mai vorbesc de zona euro.
și speranța că cei care spun inflația e trecătoare, luna noiembrie anul acesta a fost ultimul mare vârf și de aici încolo începe covorâșul. Să vedem dacă va fi așa sau dacă nu vor avea dreptate cumva cei care spun că inflația va continua. Vă mulțumim mult de tot pentru intervenție și pentru cuvintele superbe și, cum să spun eu, emoționante. Și probabil că vom mai face un eveniment, eu știu, restrâns cu cei care au participat de la început și dacă o să aveți timp și, eu știu, virusul tare ne va permite să să putem face această mică întâlnire, o vom face, tocmai că aceste momente trebuie marcate și trebuie să rămână în istorie pentru cei care vin. Vă mulțumesc, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție din nou și o mare onoare să vă fi avut aici. Vă mulțumim, domnul Băsescu. Îl avem în linie și pe domnul Ștefan Rădeanu, director editorial Curierul Național. Bună seara! Bună seara! Salut, Ștefan! Și te rugăm câteva cuvinte, și fiindcă sunt foarte presați de timp și publicitate. Da, eu înțeleg, dar după domnul Vasilescu, mi-aduc aminte, a luat un copil de 21 de ani, a intrat la Romexpo, era un târg internațional și l-am întâlnit pe domnul Valentin Păunescu și a spus, da, el este, îl angajăm. E, de atunci a început cariera și atunci am făcut, dacă tot vorbim de Romexpo, pot să spun că am făcut cele 3 doze. Busterul, deci economie. Domnul Vasilescu uită, aveam un slogan. Dacă politica nu uită, nu putea să le amintească pe toate. Sigur, vă rog. Deci dacă politica ne dezbină, economia ne unește. Așa am rămas, au trecut 31 de ani, o poveste frumoasă, și sunt mândru. Deci, astăzi sunt mândru că pot să spun Curierul Național. După atâția ani... Îți mulțumim de tot. Și lucrurile se vor dezvolta într-un mod, să zicem așa, tot în interesul cetățeanului. Domnul Păunescu, și să nu uităm, deci acest ziar este partenerul oficial al Uniunii Generale a Industriașilor din România. Deci milităm pentru patronatul din România. Și este și modul de comunicare între asociațiile care fac parte din... Este cel mai bun mod de comunicare. Să nu se uite că există o lege a dialogului social care trebuie respectată în această țară. Și o promovăm și se pare că noul prim-ministru a luat în seamă, în considerare foarte serios, legătura cu patronatele și a și spus-o în cuvântul pe care l-am redat în emisiunea anterioară. Îți mulțumim foarte mult, Ștefan, pentru intervenție și pentru tot ce faci și ne vedem la birou. Alături de noi, da, mulțumim. Alături de noi și Robert Turcescu această seară. Bună Robert! Seara. Salut! Robert! Robert, povestește-ne cum ai venit cu părul lung la Curierul Național. Păi... cam așa s-a întâmplat. În septembrie 1993 am ajuns în București, cântam într-o trupă rock, intrasem la Școala Superioară de Jurnalistică, proaspăt admis la Școala Superioară de Jurnalistică și îmi căutam de lucru, pentru că taică-mă nu prea credea în chestia asta cu jurnalismul și a zis, eu îți dau bani de București, dar doar de dus, de întors te descurci. Așa că după ce am luat câteva luni, așa vreo 2 luni de zile, până m-am dezmeticit că orașul era mult mai mare decât Piteștiul meu natal, evident, și lucrurile păreau mult mai complicate, am văzut redacția Curierului Național, care era la vremea respectivă destul de aproape de facultate și mi-am luat inima în dinți, mi-am făcut curaj și am bătut la ușă la directorul general. Care cine era? La vremea respectivă, Valentin Păunescu, Dumnezeu să-l odihnească, un om excepțional. Mi-aduc aminte că întâmplarea era, cum să spun, e de film așa, scena e de film. Închipuiți-vă un puști, totuși de 18 ani, cu părul lung, cu blugii rupți, cum se purtau la vremea respectivă, cu geacă de blugi, cu Adidas gheată, așteptând cu minte, la un moment dat, să fie primit de directorul general al Curierului Național, la vremea respectivă, un brand excepțional în presa din România. Adică, să ne înțelegem, în 1993,
Curierul Național dădea tonul în presa din România. Și la momentul acela am stat vreo jumătate de oră acolo la secretaria, doamna secretară mi-a spus, dar ce vrei tu de fapt? Zic, vreau să vorbesc cu domnul director general. Păi, dar ce vrei să vorbești? Uitați, zic, vreau să vorbesc, că vreau să încep să lucrez în presă. Bine, zice, stai. Am intrat în biroul lui Valentin Păunescu, fuma destul de mult și a fumat tot timpul destul de mult și mi-aduc aminte că îl vedeam așa cumva, era biroul mare, în spatele biroului, impozant, evident, și destul de sever, cu o căutătură severă. Era o combinație între o căutătură severă și un om care avea o blândețe aparte. Și îl vedeam așa pe după vălătuși de fum, că era mult fum în biroul lui Valentin Păunescu. Și da, erau și pereții de lemn care țineau fum așa. Pereții de lemn, da, era o atmosferă din asta, m-am cam intimidat așa și a zis, bine, ce cu tine, cum te cheamă, ce vrei? Mă numesc Robert Turcescu, am intrat la facultate, la Școala Superioară de Jurnalistică și vreau să încep să lucrez în presă. Bine, bine, ce, dar ce știi tu din presă? Ai scris vreodată pe undeva? Dom'le, zic, am scos o revistă în liceu, dar de muzică rock, azi te pricep la partea cu muzica. Da, zic, mai și când am o formație, dar zic, mă pricep, zic, că știu formațiile, albume, disco. La vremea aia, să ne înțelegem, nu era povestea cu Google-ul de astăzi, să dai o căutare pe Google și să afli albume, componențe, nu știu ce. Era o pasiune care... Zine cum s-a întâmplat. Zine. Bun. A zis, zice, bine, zice, o să încep să lucrez și la Curierul Național, dar zice, dacă te pricep la muzică, du-te, uite, la Florin Silviu Ursulescu. Da, nu, dar înainte mai era partea cu Pixul și Hârtia. Da, era partea cu... Te rog, zi-o pe aia, că spune multe. Da. Cinematografic scrie, spune foarte mult. Păi nu, ea și scrie. Ea și scrie, da? Ea și scrie. Ce să scriu? Scriu o știre, da? Despre ce să scriu o știre? Nu știu, despre ce se ce prin minte. Am scris o poveste de genul ăsta acolo, s-a uitat peste ea. Mă rog, i-a plăcut, mi-a plăcut... Cert este că mi-a spus, mergi, începi în redacție. Era lui Filip la vremea respectivă, redactor șef la Curierul Național și Florin Silviu Sulexcu, redactor șef la Pop Rock and Show. Mulțumim mult de tot, că tu iară sunt fost... cu publicitatea, știi cum e la televiziune. Da, Robert, așa. Îți mulțumim mult și... nu sunt cuvinte. Îți mulțumim mult de tot pentru intervenție și pentru timpul de duminică seara pe care ți l-ai acordat. Îți mulțumim. Da. Publicitate, revenim în câteva momente.